Shani, uite-te la asta! Wow, ești atât de talentat! Hopa! Au, m-a durut! Stai, agrafa mea de păr! Ai stricat-o! Era preferata mea! Îmi pare foarte rău! Ce vrei să faci? O să mă revanșez! Îmi trebuie doar niște bandă nano! Voi pune o seringă în mijloc. Apoi voi înfășura banda peste ea. Voi apăsa în jurul seringii. Trebuie să mă asigur că e sigilată. Acum o voi încălzi. Acum vine partea distractivă. O să injectez rășina. Vreau să fac un balon. Arată bine, dar mai am multe de făcut. Voi adăuga niște petale de flori. Voi face asta de jur împrejur. Asta e ultima. Așa, o agrafă de păr frumoasă. E pentru tine, Sunny? Ha? Ce este? Wow, nu vine să cred! E superbă! Ești atât de drăguț, Alex! Cu asta mă ocup! Școala îți provoacă foame! Am nevoie de o gustare delicioasă! Ce n-ai? Înghețată? Știi regulile? Oh, credeam că e o ironie! Nu o face, Sunny! Nu am de ales! Uită-te la semnul ăsta! Voi încerca să te ajut! Am nevoie de o bandă nano! O voi plia! Apoi voi avea nevoie de rășină albastră! Dar trebuie să mă asigur că e sigilată! Pare a fi în regulă! O voi încălzi ușor! E gata! Uite că vine rășina! Vreau să umplu banda! Wow, e fantastic! Am făcut un cornet de înghețată din carton! Arată ca o înghețată! Să adăugăm mai multă savoare! E atât de moale! Wow! Nu se poate! Asta e pentru mine? E uimitoare! Vreau să strâng! Îmi place cum se simte! E exact ce-mi trebuia! Mulțumesc, Alex! Ce bun e! Dar am terminat! Îl pot pune la gunoi! Am șters-o de aici! Ar trebui să mă duc la oră! Nu vreau să întârzi! Wow! SOS! SOS! Oh, nu! Prelocul meu! Nu! De ce? De ce a trebuit să se întâmple asta? Poate că încă e în regulă! Pot să o fac! Bleac! Ce-i asta? E oribil! Se pare că mi-am pierdut prelocul! Stai! Am o idee! Aș putea folosi această bandă! Merită încercat, dar trebuie să o fac drăguță! Voi adăuga un autocolant cu inimă! Apoi voi îndoi banda peste! Vreau să fac un cilindru! Voi adăuga o bucățică de bandă deasupra! O lipesc bine! Apoi voi putea presa marginile de jos! Vreau să creez un buzunar! Ok, acum îmi trebuie mai multă bandă adezivă. O voi pune în partea de sus. Voi face la fel și în partea de jos. Vreau să fie fixată bine. Sunt mulțumită! Dar mai e ceva de făcut. Trebuie să o transform într-un breloc. Voi prinde asta de bandă. E perfect! Poate ocupa un loc de cinste pe geanta mea. E mai bine decât mi-am imaginat. E timpul să merg la oră! Ce mai faci, scumpetea mea mică? Bun, e timpul pentru marea dezvăluire. Va fi băiat sau fată? Să aflăm! Woohoo! Ce zgomot puternic! Woohoo! Ce palpitant! A fost foarte distractiv! Stai! E o păpușă! Pikachu! Sunt atât de fericită! Stai puțin! Ce se întâmplă? Wow! Imposibil! Nu se poate întâmpla așa ceva! Bună, mami! Deci, ai ceva de mâncare? E foarte interesant! Bună, Barbie! Ce mai faci? Trebuie să mă pregătesc! Caiet? Am! Dar unde e creionul meu? Sigur aveam unul! Știu! Barbie are mereu mai multe! Să mă gândesc! Stai! Știu! Draga mea, îmi împrumuți un creion? Eu l-am pierdut pe al meu! Iar? Sigur! Nicio problemă! Am unul chiar aici! Poftim! Mersi! Cred că trebuie să încep! Îl știu pe asta! Ăsta e complicat! Ar fi trebuit să învăț mai mult! Ce urmează? Aha! Creionul ăsta s-a micșorat! Sau poate că sunt o uriașă? Nu-l pot folosi pe ăsta! Barbie, am nevoie de un alt creion! Bine, ia-l pe ăsta! Stai așa!
Ce faci? Încerc să mă gândesc. Asta mă ajută să mă concentrez. Gustos! Arăt ca un castor. Oprește-te! Dă-mi-la! Care-i faza? Creionele mele sunt strict interzise. Cum o să mai fac treaba? Nu mă face să mă simt vinovată. Stai puțin, știu ce trebuie să fac. Îți pot face un cap de creion personalizat și pot folosi cartonul ăsta buretat. Să trecem la treabă. Voi lipi capetele între ele ca să formez un cerc. Apoi voi aplica lipici pe buză. Acum voi lua un mic cerc de plastic și-l pun pe cauciucul buretat. După ce s-a întărit, pot să întorc obiectul. Acum îmi trebuie clipici galben. Îl voi presăra în interiorul cercului. Apoi îl voi acoperi cu o altă bucată de plastic. E timpul să devin creativă. Voi desena o față pe plastic. Apoi voi lipi de desubt un mic tub din burete. Aici intră creionul. Îmi amintește de cineva. E exact ce mi-am dorit. Am ceva pentru tine. Cred că o să-ți placă. Ai făcut asta pentru mine? Wow! Mă simt specială! Mersi! E o frumusețe! Ar trebui să fac ceva pentru Barbie. Dar ce? Trebuie să fie dulce și din inimă. Aha! Bomboanelele mele sunt perfecte! Nu poți da greș cu niște bomboane. Trebuie să le amestec cu guma mea de mestecat. Ok, trec la următoarea parte. Trebuie să fac un balon. Oh, e atât de drăguț! Ok. Stai, îmi trebuie creionul tău. Stai o clipă. Ta-da! Ce zici? Știu, e super. Ia tu creionul. Vai, îl ador. E tare drăguț. Exact ca mine. Ok, revenim la orele plictisitoare. Ce zi? Bună, Barbie, nu să crezi ce s-a întâmplat. Wow. Hei, ai grijă? Iu, ce-i asta? Îți bați joc de mine? E ceva scârbos! Eram lângă dulapul meu mai devreme și Kevin... Stai! O să strănut! Urăsc când se întâmplă asta! Nu o să observe nimeni! Am făcut chestii mai rele! Deci, râdeam la glumele lui și el se simțea bine cu mine! Nu înțeleg nimic din toate astea! Din nou? Bine, dar să fii rapidă! Să nu te vadă nimeni! Grăbește-te! Haide! Ce? Glumești? Ce-ai făcut? Sunt firimituri de chipsuri? Oh, scuze! Ce-a fost în mintea mea? Vrei și tu? Nu? Mai multe pentru mine? Adu-mi aminte de ce suntem prietene! O să mă consolez cu ciocolata asta! Of, am dat-o iar în bară, nu-i așa? Scuze! Stai puțin! E o ciocolată care pare delicioasă! Și mi-a dat o idee! N-ar trebui să dureze mult! Mai întâi am nevoie de un baton de lipici. Îl aplic pe caiet. Apoi voi presa o bucată de carton pe el. Îl voi netezi ca să nu mai existe cute. Voi face la fel și pe partea cealaltă. Trebuie să mă asigur că s-a lipit. Am tăiat câteva pătrățele de carton. O să pliez cartonul. Vreau să-l transform într-o cutie. Voi aplica puțin lipici pe fiecare parte. Apoi voi introduce o altă bucată de carton. O să presez clapele pe carton. Așa ar trebui să se fixeze totul. Voi avea nevoie de mai multe cutii, dar le voi pune doar pe jumătatea superioară. Apoi voi pune cartonul alb în partea de jos. Voi adăuga o față drăguță pe el. Acum voi mototoli o bucată de folie de aluminiu. Vreau să-i dau forma unui dreptunghi. Apoi voi aplica niște lipici. Ajunge! Pot să lipesc chestia asta pe caiet. Cred că-i gata. Arată ca o ciocolată. Mi se face foame. Hei, ia uite. Îmi pare rău pentru caietul tău. E pentru mine? E perfect! Mă cunoști atât de bine. Trebuie să-i întorc favoarea. Și cred că știu cum să o fac. Îmi trebuie un carton buretat galben. Am tăiat două urechiușe dintr-o bucată de carton. Acum le voi trasa conturul. După ce termin, pot să le decupez. Acum voi lua o fâșie de pâslă galbenă. Voi pune carnețelul pe ea. Voi aplica două dâre de lipici în partea de sus. Apoi voi lipi urechile. Acum voi deschide caietul și voi aplica lipici pe coperta interioară. Voi îndoi pâsla și o voi lipi pe interior. Voi folosi două cercuri de pâslă roz drept obraj. Apoi voi desena restul feței pe ea. Voi adăuga un nas și doi ochi și un zâmbet larg. Uite ce-am eu! E al tău! E ca și cum aș uita într-o oglindă! Wow! E atât de moale și pufos! E super tare! Caietul meu îmi face foame! Pare numai bun de mâncat! Wow! Această pictură chiar începe să prindă contur! E așa de liniște aici! E aproape... prea liniște! Asta explică totul! Iar se ascunde Pikachu? Hei, știu că ești acolo! Ieși! Avem treabă! Wow! Ce se întâmplă? Vreau să dorm! Barbie poate fi tare enervantă! Nu mai ignora! Așa deci,
Nu am vrut să fac asta! Mi-e așa de somn! Bună! Ce mai faci? Am uitat de ora de desen! Sunt pe cale să creez o capodoperă, dar am nevoie de puțină inspirație! Nu-mi vine nicio idee! Poate ar trebui să mă culc la loc! Stai așa! Știu! O să arate grozav! Voi începe prin a îmbături o bucată de hârtie. Vreau să desenez un pokeball. Voi desena un semicerc pe jumătatea superioară a pliului, apoi un semicerc mai mic în jurul acestuia. Voi face la fel în partea de jos a paginii. Acum voi deschide foaia. Voi desena o buclă mare deasupra zonei de jos. O să fie un autoportret. Desenez două brațe și două urechi și apoi restul feței. Acum trebuie să colorez desenul. Folosesc galben, evident. Nu trebuie să depășesc conturul. Voi folosi roșu pentru obraj și roz pentru limbă. Acum trebuie să colorez pokebolul. Voi face doar jumătatea de sus. Las un mic oval pe post de reflexia luminii. Ok, cred că ajunge. Acum pot împături hârtia la loc. Aș putea face asta toată ziua. Abia aștept să-i arăt desenul lui Barbie. Barbie, trebuie să vezi ceva. Wow, ce chestii, steață! Sunt impresionată. Stai puțin, ce e aia? Ai văzut chestia aia, nu? E o urmă de creion pe desen. Ce? Nu! Cum a ajuns acolo? Frumoasa mea creație! E distrusă! Nu plânge! O să fie bine! Pot să o repar? Am nevoie de puțin ajutor! Pe cine să aleg? Pe tine! Exact! Mergi pe desen! Funcționează! Acești pantofi sunt eleganți și practici! Wow! Arată ca nou desenul! Cum ai făcut asta? Îți voi dezvălui un secret! Pantofii păpușii mele n-au fost mereu atât de chic! Hai să-i scoatem! Au nevoie de câteva modificări! Am două gume de șters care au forma tălpilor de pantofi! Voi aplica lipici pe ele și înainte să se întărească lipiciul, voi presa pantofii pe ele! E atât de simplu! Acum arată la fel! Hai, probează-i! Se potrivesc perfect! Arăți minunat! Sunt geloasă! Vreau și eu o pereche de pantofi ca ăștia! Ar trebui să mergem împreună la cumpărături! Gata! Fă-ți de cap, scumpă! Super, nu? Wow! M-ai dat pe spate! Ce m-aș face fără tine? Cred că o să pun desenul ăsta pe perete! Oh, nu! Am întârziat! Nu pot să cred că am dormit mai mult! Iar! Stai! De ce e o singură carioca? De-aia! M-am crezut artist aseară! Lucrurile au cam luat-o razna! Uf! Nu am timp de așa ceva! Cum au ajuns acolo? Trebuie să plec! Pikachu întârzie mereu! Sunt aici! Sunt aici! Cea mai tare chestie din lume! Hei, ia uite! Am desenat un unicorn pe creioanele mele! Mă face atât de fericită! Wow! N-am mai văzut așa ceva! Ești atât de creativă! Uite ce dezastru! Mi-aș dori să fiu organizată ca tine! Se pare că așa sunt eu! Dar poate că nu trebuie să fiu așa! Ia naștere o idee! Trebuie doar să planific totul! Da, merită să încerc! Trebuie să tai o bucată din dosarul meu. Trag linii orientative pe ea. Apoi o îndoi și o împăturesc cu rigla. Așa voi obține o margine dreaptă. Trebuie doar să urmez toate instrucțiunile. E mult mai ușor. Acesta e ultimul pliu. Acum pot să trec la asamblat. Voi prinde toate piesele între ele. Aceste clapete le vor fixa. Arată cam banal obiectul, așa că o să-l personalizez. Voi începe cu ochii și apoi voi desena cercuri pentru obraj. Aproape am terminat! Wow! A ieșit mai bine decât credeam! Uneori mă surprind! Va fi penarul ideal! Tu ai făcut chestia asta? Adio, pixuri dezordonate! Am tot ce-mi trebuie aici! De ce nu m-am gândit la asta înainte? Îmi trebuie o altă cariocă! Din fericire știu unde sunt toate! Știi de ce are nevoie ecranul ăsta? De un strop de lipici cald, evident, în formă de inimioară! Dar n-am terminat încă! Nu! Pentru că adăugăm niște sclipici! Sclipiciul e cel mai tare! Și gata! Am terminat! Trebuie să scutur excesul și ta-dam! Nu prea înțeleg eu lucrarea asta! Nu pare mare lucru! Trebuie să mă asigur că nu se ia nimeni de operele astea de artă! Pentru că dacă ar avea ocazia, cineva sigur ar face asta! Dar nu când sunt eu aici! Nici gând! Hei, ce naiba? O să opresc imediat treaba asta! Ahem, ce faci? Nu vezi indicatoarele? Mâncarea și băutura nu sunt permise în muzeu! Da, exact! O să iau eu chestiile astea acum! Se pare că paznicul nu-i atent! Acum e șansa mea! Ha? Face mișto de mine cu telefonul ăla? Probabil crede că m-am născut ieri! Dar asta nu se întâmplă cât sunt eu aici! Imposibil! Hei, credeai că nu o să te prindă nimeni, a? Telefoanele sunt interzise! Da, exact! Te-am văzut stând pe telefon! Făceai poze cu el, te-am prins! Acum, haide, dă-mi-l imediat!
Oare cum se simte farfuria asta? Poate merge să o ating rapid. Opa, opa, opa! În niciun caz! Nu poți să atingi niciodată operele de artă! Pleacă de aici! Stai liniștită, lucrare de artă prețioasă! Sunt aici ca să te protejez! Nu! Poftim? Farfuria! Nu! Trebuie să opresc alarma asta! Așa, mult mai bine! Chestia asta s-a făcut țândări! Stai să pun suportul la loc! Așa, măcar ele la locul lui! Dar trebuie să câștig niște timp! Uite, o să-mi pun haina pe suport! Ok, bun! Acum trebuie să fac ceva rapid! Ok, m-am întors la biroul meu! Poate merge să sun pe cineva? Nu, e o idee stupidă care nu o să mă ajute cu nimic! Of, nu pot să gândesc când îmi e atât de foame! Hei, stai puțin! Farfuria asta! Ketchup-ul! Oare ăsta e răspunsul? Da, este! Am o farfurie curată și acum trebuie să pulverizez niște alcool pe ea. Cred că ajunge! Și acum am nevoie de cerneală pe bază de alcool. O să încep cu albastru, din moment ce asta e culoarea mea preferată. Doar câteva mici picături pe fiecare parte. Super! Se întind! Dar e nevoie de mai mult. Poate pun cerneala asta albăstrui verzui în continuare. Suficientă cerneală! Acum o să rotesc farfuria ca să se întindă și mai mult cerneala. Uite! Se mișcă! Curge toată cerneala, creând dâre și dungi colorate. Dar cealaltă farfurie avea un fel de gri sau argint pe ea, hai să înclinăm farfuria și cu această culoare. O să o las să umple zonele goale și gata! Frate, farfuria asta arată ca o adevărată capodoperă! Sunt un geniu! Poate că trebuia să mă fac artist. Trebuie să pun farfuria asta pe suport și sper că nu o să observe nimeni nimic. Am făcut o treabă excelentă! Oh, nu! Nu iar! Te-am prins! Iu, a fost cât pe ce! Slavă Domnului că am prins-o pe asta! Uf! Aproape se întâmplase un alt dezastru! Stai aici, farfurie! Pare să fie locul potrivit conform e-mail-ului. Bun, cred că am ajuns la timp. Urăsc să întârzi. Care-i faza cu fata asta? Uite ce recuzită are! Ha? Ce e cu stativul ăsta mare din lemn? Nu-i problema mea. Pictează? Bravo ei dacă funcționează. Toată lumea face diferite șmecherii în ziua de azi. Ok, mi-am adus pensula. Ha? Ce e cu toate rochile astea? Nu seamănă deloc cu sala mea de pictură. Da, și apoi am... Stai puțin. Poftim? Tu, ce mai cauți aici? Du-te, te așteaptă. Jur că ar umbla toate ca niște găini fără cap dacă n-aș fi eu. Vai de mine, trebuie să plec de aici imediat. Mă scuzați? Da, te scuz. Unde crezi că pleci? Păi, vedeți, eu trebuie să plec și... Nu, nu pleci așa! Schimbă-te în asta! Du-te, să nu te mai văd iar cu rochia asta! Hai! Nu știu de ce mi-am dorit să conduc o agenție de manechine! Știu, asta spuneam și eu! Stai puțin, trebuie să mă uit la ceva! Mi-am pus rochia așa cum mi-a zis! Da, e perfectă! Exact cum mă așteptam! Dar fă ceva cu fața ta! Acum zici că ești un cadavru! Poftim, ia paleta asta și fă ceva! Farduri! Cred că aș putea să încerc să mă machiez nițel. Înțeleg teoria culorilor, deci o să încep cu galbenul ăsta. Sau să încerc ceva de genul ăsta. Oh, nu! Ce-am făcut? Nu, nu, nu! Arată groaznic! Trebuie să remediez problema. Am nevoie de trusa mea de pictură. O să mă ajute. Așa, e și pensula mea preferată aici. O să încerc ceva diferit. Ok, o să încep cu pensula mea preferată. Vreau să trasez niște dungi de vopsea pe perii ei. Am făcut una roz și apoi una galbenă. Deci, ce-ar fi să fac una verde acum? Apoi o să închei cu una albastră și una mov. Arată grozav! O să-mi pictez asta pe față. Încep de aici și apoi îmi trec pensula peste nas și continui în sus pe cealaltă parte a feței. Gata! Iau pe asta machiajule? Da, stai puțin! Hei, nu ești gata încă? Vai! Wow, chiar îmi place locul ales! Bravo! Acum hai să mergem! Ai întârziat! Ok, vin! Vai de mine, e un podium adevărat? Cum te-am ajuns aici? Cred că trebuie să merg pe culoarul ăsta. Îmi fac poze, cred că le place cum arăt. Chiar arăt grozav în poza aia, după părerea mea. A plecat? În sfârșit! Of, nu pot să cred că se iubește atât de mult. Știi ceva? Ia să mă uit eu mai bine la poza asta. Da, exact. O iau cu mine și nu are ce să facă în privința asta. O să facem reprezentarea asta un pic mai realistă. Of, am prea multe chei. Unde-i cea de la biroul meu? Vai de mine, cred că ea e. S-a întors prea devreme. Trebuie să ascund asta și să mă ascund și eu ca să nu fiu prinsă. Uite-o! Iuh, ce zi lungă. Și încă nu s-a terminat. De ce e așa dezordine pe biroul meu? Nu e stilul meu? Stai! Ce e sub cariocile și creioanele astea? O să aibă mari probleme cine a făcut asta! Au! Aia e urechea mea! Mă doare!
Asta e ultima ta grijă acum! Du-te să stai acolo! Bine, mama și Zac! Despre ce vreți să vorbim? Ce e asta? Ce i-ai făcut portretului meu? Și nu încerca să mă minți, știu că ai fost tu! Hei, ce faci? Dă-mi ăla! Hei, ăla-i telefonul meu! Și acum e al meu! Și nu numai asta, dar o să-i sun și pe părinții tăi! Ah, ce prostie! Da, fiica dumneavoastră a vandalizat proprietatea personală din biroul meu! Da, mulțumesc! Bună ziua! Am venit să vorbim despre fiica mea, așa cum mi-a zis la telefon. Bună ziua! Da, intrați, vă rog, și închideți ușa! Ce miserie! Nu pot să cred că a sunat-o pe mama și a chemat-o aici! Deci, ce-a mai făcut de data asta? După cum puteți vedea, a vandalizat poza asta cu mine, care era agățată în birou. Era o poză importantă pentru mine și a distrus-o complet! Înțeleg. Da, cred că e foarte deranjant. Ah, de fapt, puteți să-mi dați nițel rama aia? Rama din sticlă? Nu văd de ce nu! Uitați! Nu. De fapt, am nevoie să-mi o țineți așa. E perfect! Stați să pictez niște linii aici. Nu știu ce faceți acolo. Pare ceva neobișnuit. Stați liniștită, o să înțelegeți când o să termin. Nu mai durează mult. Trec la culori acum. Treaba devine interesantă. Încă puțină vopsea și am terminat. Și e gata. Oh, doamne, e un nou portret cu mine. Și îmi place la nebunie. Arată fix ca mine. Dacă ziceți dumneavoastră. Gata, ajunge, domnișoară. E timpul să pleci. De acord, fă cum spune ea. Haide, pleacă de aici imediat. Ah, ok, auleu, mama pare super nervoasă. Tot ador portretul ăsta. Acum înțeleg la ce se referea. Ura, la mulți ani! Ți-am luat florile astea. Hei, sunt prietenele mele. Oh, nu, am uitat complet că e ziua ei. Sunt o prietenă groaznică, ce mă fac? Toată lumea aduce cadouri. Dar eu nu i-am luat nimic. Trebuie să găsesc rapid o soluție. Stai, poate am ceva în sacoșă care să mă ajute să ies din situația asta nasoală. Ok, am niște biscuiți, adoră biscuiții. Ar putea fi un cadou bun pentru ea. La mulți ani, ți-am adus biscuiții tăi preferați. Biscuiți? Poftim? Nu pricep. Oh, nu, urăște din suflet cadoul meu. Oh, nici gând, nu pot să-i dau biscuiți, nu e ok. O sticlă de apă, pot să-i dăruiesc un pic de hidratare. La mulți ani, știu că ți-e mereu sete. Ce e asta? O sticlă de apă? Gata, ia de aici. Clar nu vreau să fiu flașcă, deci asta e exclusă. Ok, trebuie să mai fie altceva util în sacoșa mea. Haide măi, nu mai e nimic aici. Of! Hei, stai puțin, am sacoșa și am și acoarelele astea. Da, ok, stai să așez sacoșa pe o suprafață plană. Acum am nevoie de niște vopsea, de pensula mea și de o pungă de plastic goală pe care am umflat-o. Vreau să pictez așa tot vârful pungii de plastic. Și acum o să presez vârful ăsta pe material. O să continui, o să tot tapotez materialul unde ar arăta cel mai bine. A ieșit grozav! Stai să mai fac o urmă în colțul ăsta. Perfect! Acum e timpul să pictez manual cu verdele ăsta. Frunzele verzi nu trebuie să fie perfecte. Arată bine chiar și așa. Vreau să mai adaug câteva lângă florile albe pe care le-am făcut. Și am terminat! Vai de mine, i-am făcut o sacoșă personalizată și atât de drăguță! Florile astea au ieșit grozav! Cred că o să-i placă la nebunie! Bun, mă duc! Hei, la mulți ani! Ți-am făcut sacoșa asta! O, doamne! Tu ai făcut-o? Pentru mine? Wow! O ador! Mersi mult! Ești o prietenă grozavă! Ce se aude? Super! Neața! Abia aștept să-mi încep ziua. Și eu. Aș purta asta. Da, pot și eu să fac asta. Interesant. Dar poți să-ți faci părul să arate la fel de extraordinar? Nu cred. E unicat și îmi pot pune ușor flori în el, vezi? Pot și eu să-mi pun o floare în păr. Asta. Ia să vedem cum... Ce jenant! Ia să vedem! Am nevoie de ceva lipicios! Perfect! O să transform clamele astea în ceva extraordinar! Dar mai am nevoie de câteva lucruri! Vezi clama asta de păr? Creează un model simpatic pe ea folosind stiloul 3D! Eu folosesc culoarea mea preferată! Albastru! Acum vezi linia asta lungă? Lasă-l să curgă și mai mult! Încă puțin! Vezi cum s-a transformat într-o spirală lungă? Se va întări și își va menține forma.
E ca un arc simpatic homemade. Ce flexibil e! Acum prindeți clamele în păr. Ce culori super distractive, nu crezi? Super! Era să uit partea cea mai importantă. Acum am bucle superbe ca ale tale. Uite cum își mișcă șoldurile. Ce bine că nu am ieșit azi din casă. La ce te uiți? Hei, îmi dai și mie unul? Nu cred. Scuze. Poftim. Cei galbeni sunt preferații mei. Ce gumat e. Mia? Ce e? Încă unul? Ok, bine, dar e ultimul. Super. Hei, Mia. Ce mai vrei? Mai vreau unul. Ce egoistă ești în legătură cu ursuleții gumați. Dar poate găsesc o soluție. Bun. La tac! Dă-mi și mie ursuleți gumați! Dă-le drumul! Nu vreau! Sunt genială! Nu vine să cred că ți-ai băgat mâna în bol! Stai! De ce ți s-au lipit de palmă? Știu! Mă întorc imediat! Ce buni sunt! Am nevoie de câteva lucruri! Vrei să vezi cum fac? Bagă un ursuleț gumat în matrița de silicon! Îndeasă-l bine! Apoi continuă de jur împrejurul brățării. Eu am folosit toate culorile curcubeului. Apoi toarnă rășina epoxidică peste ursuleți. Toarnă încet și acoperă-i complet pe toți. După aceea așteptăm toată noaptea. O nouă zi, ceea ce înseamnă că noua mea brățară e gata. Trebuie doar să o scot din matrița de silicon. Și s-a întărit perfect, vezi? Și se potrivește perfect la mână. Hai la mama! Îți place? Wow, de unde o ai? Are ursuleț gumați în ea? Nu mai pune atâtea întrebări. Știi ce? Mănâncă-i tu. Serios? Da, sunt sigură. Asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Ai dreptate. Hei, uite ce descoici. O vreau pe asta mare și albă. Te iau acasă. Și asta arată și mai bine. Wow, ce frumoasă ești! Văd că și ție-ți plac același tip de scoici! Oh, wow! Cred că scoica asta are puteri magice! Doar m-a ajutat să-mi cunosc sufletul pereche! Super! O să te păstrez pentru totdeauna! Ce avem noi aici? Ce frumoasă e! Hei, Olivia! Ce faci? Scoicile astea sunt pline de nisip! Ignoră-mă, te rog! Scoica mea neprețuită! A fost un accident! Ar trebui să-ți fie rușine! Mi-ai distrus iubirea! Nu mai plânge! Nu pot! Ce-i aia? Știu! O pot folosi pentru a repara scoica! Fii atentă! Pune toate bucățile de scoici aici! Nu o să arate așa mult timp! Ia două pahare de plastic transparente și toarnă puțină rășină în unul dintre ele. Apoi, după ce ai terminat, treci la al doilea. Perfect! Și acum urmează partea cu adevărat distractivă. Colorarea! Avem nevoie doar de câteva picături. O cantitate mică o să facă minuni mari. Dar trebuie să amestecăm foarte bine. Acum o să folosesc baloanele astea. Și nu, nu sunt umflate încă. Dar vezi cât de mult se pot întinde? O să ne folosim de asta. Ești gata să vezi cum se transformă scoicile în ceva nou? Bagă-le în fiecare balon pe rând. O să dureze puțin, dar merită. Ia mai multe scobitori. Apoi folosește una pentru a găuri marginea balonului. Probabil va trebui să apeși mai tare pentru a-l găuri. După ce ai băgat două scobitori în fiecare balon, le poți sprijini peste paharele astea gradate. Acum poți turna în ele rășina colorată. Toarnă-o super încet ca să intre direct în gaură. Și odată ce l-a umplut, trebuie să așteptăm. Vrei să vedem ce-am obținut? O să-ți placă la nebunie! Cercei cu scoici! Nu-i așa că-s extraordinar? Olivia? Ce sunt ăștia? Noi tăi cercei cu scoici, evident! Sunt super! Așa scoicile au devenit mai speciale, nu crezi? Ești cea mai tare, Mia! Mereu mi-e greu să găsesc filtrul corect. Zâmbește! Wow, ce loc interesant! Bună, fetelor! Ți-ai adus pălăria?
Da, am adus-o. E drăguță, nu crezi? E clar demnă de Instagram. Dă-mi un tag, bine? Nu știam că la picnicul ăsta trebuie neapărat să port pălărie. Ce mă fac? Cred că am noroc, totuși. Ce naiba? A pățit ceva? Ai nebunit? De ce vă uitați toate la mine așa? Nu plânge, Olivia. Poftim, ia-l! Mersi! Ia să vedem. Sigur că simt o alternativă mai bună. Fii atentă! Pune coaja de pepene cu fața în jos. Apoi bagă în priză stiloul 3D. Începe din vârful pepenelui. Fă un punct mai mare, apoi o linie verticală pe laterală. După ce arată așa, poți începe să umpli toate spațiile rămase. Umple câte o secțiune odată și încearcă să nu lași spații goale. Acum fă altă linie aici jos și alta aici. Și conectează-le. Apoi umple-le complet cum ai făcut și până acum. Se pare că ai înconjurat tot pepenele. Următoarele linii sunt pur decorative. Acum fă câteva lacrimi negre peste roșu. Ți se pare cunoscut modelul? O să-ți dau un indiciu. A fost inspirat de un pepene roșu. Sunt semințe, te-ai prins? Hai să probezi! Ai spus că vrei o pălărie, nu? Ei bine, ți-am făcut una unică! Vă place cum îmi stă? Wow, trebuie să-ți fac o poză! Ce fericită e! Uite, o să postăm toate o poză cu tine! Ce drăguțe sunt, nu crezi? Arăți adorabil! Wow, ce petrecere reușită! Hei, ce de lumini interesante! Hei, stai așa! Relaxează-te, așa ca mine! Vai de mine! Ăla-i Kevin! Salutare! Ia să vedem ce gustări am la dispoziție! Olivia? Unde ai dispărut? Olivia! Olivia! Bine! Unde ești? Eram la masa cu gustări! Bine că te-am găsit! Nu vreau să te pierd iar! Vreau să strălucești ca o stea! Folosește un băț de înghețată mare ca acesta și cel mai frumos clipici pe care îl găsești, în culori neon, dacă s-ar putea. Apoi e timpul să torni deasupra rășina. O să ai nevoie de o cantitate măricică. Toarnă-o într-un păhărel de plastic, nu prea multă. Apoi presară-ți clipici fix deasupra. Amestecă totul bine cu bețișorul de lemn. Vezi ce bine arată? Asta înseamnă că amestecul poate fi lăsat la întărit. Dar înainte, caută un container de plastic ca ăsta și toarnă încetișor amestecul în el. Ca idee, cu cât torni amestecul mai încet, cu atât vei face mai puțină mizerie. Și acum așteptăm! E gata să iasă din matriță! Vezi? E ca un plastic tare! Acum îl poți atârna de un lănțișor și gata! Mie mi se pare că e drăguț foc! Acum îl pot da Oliviei! Poftim! Wow! Strălucește ca o stea! Acum o să te pot găsi mereu! Pa! Asta e melodia mea preferată! Hei! Yuhuu! Au! Stai! Cred că mai pot vedea! Stai! Nu! A dispărut! Oh, nu! Stai! Cred că văd ceva! Strălucește! Văd cum strălucește! Olivia! Stai! Care-i faza cu mopul ăsta uriaș? Nu-mi pasă! Ce mult mă bucur că te-am găsit! Nu-mi vine să cred că te-am pierdut iar! Uite! Ai nevoie de ăștia! Mersi! E mult mai bine! Dacă tu ești Olivia, atunci tu cine ești? Îmi pare foarte rău! Ce nebună! Ok, e clar! Nu te mai scap niciodată din ochi! Super! Îmi place mult să fac baloane! Poftim? Nu! S-a rupt! Nu funcționează! Vreau să fac baloane drăguțe! Zânul la datorie! Nu pot face baloane! Am înțeles! Da, e nasol! Trebuie să rezolv cumva problema asta! Lasă bagheta magică! Am un stilou 3D, care e mult mai eficient! Ok, am șablonul aici și o să-mi folosesc stiloul 3D! O să încep cu nuanța asta verde pentru a face mânerul baghetei! Așa, și acum o să folosesc galbenul pentru a face steluța! Următoarea culoare, roșu pentru cercuri! E din ce în ce mai ușor! Și gata! Bagheta asta magică poate fi folosită!
Așa, poftim o baghetă nouă pentru făcut baloane de săpun. Oh, ce drăguță e! Și ce de baloane! Super, ce baloane drăguțe! Ok, atunci pot pleca, cred. Pa, pa! Bun, sunteți pregătiți să vă căsătoriți? Abia aștept! Și eu! Bun! Vă rog să vă luați de mâini! Da, fix așa, foarte frumos! Oh, dar unde sunt inelele? Corect, inelul! Sigur e pe aici, pe undeva, printr-un buzunar! E fix în buzunarul ăsta! Abia aștept să-l văd, Alex! A, cutiuța e goală, din păcate! A? Inelul, unde e? Nu ai adus inelul cu tine la nuntă? Credeam că mă iubești! Da, te iubesc, doar că știu exact unde e! Mă duc să-l aduc! Vai de mine, ce coșmar! Ce s-a întâmplat cu inelul? Trebuie să găsesc rapid o alternativă! Ah, nu e deloc ce trebuie! Nu! Poate am ceva prin buzunare! Hei! Pistolul cu lipici fierbinte! E perfect! Ok, am o bază pentru inel, dar are nevoie de o piatră prețioasă. O să mă ajute lipiciul fierbinte, o să-i adaug un strop de silicon auriu în vârf. Apoi am nevoie de niște sclipici. Sclipiciul ăsta e perfect. Mobul e culoarea ei preferată. Așa mai vii de acasă. Ce frumos strălucește! Bun, treci în cutiuță. Trebuie să mă întorc la propria nuntă. Ce mult mă bucur că am avut cu mine pistolul cu lipici fierbinte. Era să o pățesc. M-am întors la nuntă. Am ajuns. Aici sunt. Ok, uite inelul. Fix cum ți-am promis. Miki, vrei să fii soția mea? Da, evident că vreau. Vai de mine, e mov, culoarea mea preferată. Ce mult îmi plac nunțile. Și ce inel frumos. Ah, Miki, ce mă bucur că-ți place inelul. Miki, acum avem nevoie de verigheta lui Alex. Verigheta? Verigheta lui Alex? Corect, sigur o am pe aici pe undeva. Chiar suntem suflete pereche. Da, vin imediat. A plecat, sigur o să dureze puțin. Vrei să jucăm piatră, hârtie, farfecă? Așa, ia să vedem. A, fraierule, nu mă poți ataca așa simplu. Ce ciudat e tati, mereu țipă la propriul computer. Da, fix așa, mori. Aș ura de ceva. A, asta cum o fi? Hai odată, învinge-l. Ce altceva aș putea roade? A, urechea lui Kitty. Aproape l-am învins pe tipul ăsta. Nu trebuie să mă opresc. Ce altceva? A, propria mână. Au! Da, ia de aici! Am câștigat! Acum o să te învăț minte definitiv! Exact, e timpul să-mi pun ochelarii VR! Știi ce mai am? O cască uriașă! O să rod! Vai de mine! Ia uite, fix acolo! Căștile adevărate ale lui tati! Pariez că sunt perfecte pentru Ross! Ce bine arată! O să le iau încetişor! Pac! Hihi, am luat căștile și sunt o pereche adevărată. Nu ca cea uriașă de jucărie. Yuhu, am câștigat runda asta. Sunt cel mai tare. Săi, unde-mi sunt căștile? Credeam că le-am lăsat aici. Stai puțin. Miki! Oh nu, m-a prins, trebuie să le rod mai repede. Miki, ce ți-am spus eu legat de căștile mele? Dă-le încoace, imediat. Vorbesc serios. Nu-mi vine să cred că încă roade diverse obiecte. Ăsta e cumva un dinte? Oh! Oh, nu! Tati, ce ai pățit? Ah, căștile! Le-am prins! Tati? Ce amuzant ești! Hei, dintele meu! Am nevoie de el! Gata, mi-am băgat dintele la locul lui! Cutiuța asta de căști e prea tare pentru a putea fi roasă! Trebuie să o înfrumusețez cu stiloul meu 3D! Îmi place nuanța asta de verde! O să o folosesc pentru a acoperi albul! Super, am eliminat gaura lăsată de dinte! Trebuie să continui, am nevoie de și mai mult verde. Oh, parcă ar fi un monstru verde. Stai, știu, o să mai pun niște culori. Fix așa, super, ce bine arată. Sunt super drăguți, mă pricep de minune la asta. Ăsta e preferatul meu. Ce drăguț e. Tati, tati, uite ce am făcut. Trezește-te și uită-te. Nu, Miki, scumpa mea, tati încearcă să doarmă. Ce e asta? Vezi, uite ce am făcut folosind cutiuța căștilor. Oh, wow, arată super. Și uite, poartă aceeași culoare ca și mine. Ne potrivim. E cel mai reușit, wow. Și are și căștile înăuntru. Vai, Miki, mulțumesc foarte mult. O să-l pun la locul lui. Acum mă poate păzi în timp ce mă joc. Ce zici?
Da, o să te ajute să câștigi. Clar, să trecem la treabă. Mori! Și eu mai am doi monștri și mă pot juca cu ei. Eu sunt roșu și eu sunt galben. Ia să vedem. Mickey, vino la catedră. Așa, vino aici, te rog. Mai repede, acum vreau să citești ce scrie aici pe tablă. Dar nu scrie nimic acolo pe tablă. E un spațiu gol. La naiba, a căzut. O să-l iau de jos și o să-l prind pe tablă cu un magnet. Iar a căzut. Ce magnet idiot. Nu mai contează, trebuie să dați un test. Ești gata pentru un test, Mickey? Un test? Corect, păi să vedeți. Stați puțin, știu ce pot face. Am hârtia asta pentru brioșe. O să iau acest magnet și o să-l pun pe fundul hârtiei fix așa. Apoi o să umplu toată hârtia cu lipici fierbinte. Ia uite, parcă ar fi caramel. Dar clar nu e comestibil. Gata, am adăugat lipici până sus. Acum o să adaug niște bombonele colorate și drăguțe. Voilà, lipiciul s-a întărit și proiectul e gata. Mă scuzați, domnule profesor, v-am făcut ceva. Mickey, știi regulile? Uitați! Nu ai voie cu mâncare la ora mea? Știu, dar fiți atent, astea nu sunt comestibile. Stați să vă arăt. Voilà, vedeți, sunt magneți de fapt. Înțeleg, ce drăguț. Bravo, Mickey, sunt impresionat. Și e timpul să-ți spun ce notă ai luat la test. Cred că oricine face magneți atât de interesanți merită notă maximă. Bravo, poți să te duci la loc, te rog. Ia să mă uit mai bine la magnetul ăsta. Poate dacă iau doar o guriță. Glumesc. În regulă, mi-am făcut încălzirea. Ia cine e? A mai venit cineva la sală? Drăguț! Bună, ce faci? Bine, am venit la sală. Și eu, spor la treabă. Ar trebui să-mi pun și eu căștile, ca să vadă că am venit să fac treabă. Ce drăguț e! Hei, uite, nu mai folosește gantera aia. Îl pot impresiona arătându-i că sunt în formă. Ce grea e! Hei, unde mi-au dispărut căștile? Mi-au sărit din urechi. O să le pun la loc. Uite ce face acum. Sigur pot face și eu exercițiul ăsta. Trebuie doar să repet exercițiul ăsta de... Ce naiba? Ce exercițiu distractiv? Cred că astea sunt ale tale. Bun, flotări. 1, 2, 3. Acum face flotări. Trebuie să-i arăt că pot și eu să fac flotări. M-am împiedicat în căști. Fix asta voiam să fac. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Iar m-au lovit căștile ei? Stai! Unde mi-au dispărut căștile? Da, sunt fix aici. Poate poți să le iei și să te duci cu ele în altă parte. Vai de mine! Îmi cer scuze! Mi-au alunecat din mâini! Da, nu mă interesează. Ce căști idiote! Mereu cad! Mor de nervi! Am numai probleme și necazuri din cauza voastră. Ați auzit? De ce ai făcut asta? E vina căștilor! Jur! Hai să-ți arăt ceva. O să folosesc perechea asta de căști și un stilou 3D. O să încep să umplu zona asta fix așa. Sper că ești atentă, o să-ți arăt ce trebuie să faci doar o dată. Și acum o să trasez partea care înconjoară capul. O să conturez banda și sus și pe laterale. Gata, am terminat. Am creat o copie după căști. Acum dăm căștile tale. Ok. Super, mersi. Fii atentă ce fac acum. O să bag căștile înăuntru fix așa. Astfel nu vor mai cădea. Poftim. Acum nu trebuie să te mai stresezi apropo de asta. Vai de mine, sunt super! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Trebuie să-mi continui exercițiile. Corect, exercițiile. Da, ar trebui să fac și eu același lucru. Ce n-ai... O să-ți placă la nebunie chestia asta. Ia un cerc din lut modelator și pune peste el două catere de prăjituri în formă de inimă. Apasă ușor formele. Îndepărtează cu grijă lutul rămas. Apoi pune deoparte formele. Umple cercul inimii cu rășină epoxidică. E mai ușor dacă folosești o seringă. Așteaptă să se usuce rășina. Apoi presară niște ștrasuri. Apoi pune deasupra o altă inimă. Colierul ăsta e superb! Wow, ia uite, e uimitor! O ultimă tăietură și brățara mea e gata! E drăguță! A venit Jennifer! Bună, Luna! Bună! Stai, ți-ai făcut piercinguri? Super tare, nu-i așa? Voiam ceva diferit! Vreau și eu să fiu diferită! Am putea fi prietenele cu piercinguri!
Ce idee bună! Haide să mergem! Bună, mă mai ții minte? Am adus o altă victimă, client adică. Teia, serios? Presupun că putem să o facem să arate șmecher. Vino aici! O să-ți placă la nebunie! Se pare că o să fac asta. Deci, mă gândeam la niște piercinguri aici. Super! S-o facem! Nu prea ești vorbăreață. O să te doară. Ăla-i acul? Unul dintre ele. Nu te mișca. Am zis, nu te mișca. A fost atât de jenant. Acul era imens. Dar chiar voiam un piercing. Nu prea mai avem ce să facem acum. Sau poate că avem. Cred că mi-a venit o idee. Avem nevoie de niște lipici pentru gene false și de mărgelele astea. Să o facem! O să pun niște lipici pe mărgică. Apoi o să presez pe pielea ta. Acum hai să facem un piercing în nas. Wow, arată grozav! Ce bine era dacă îmi venea ideea asta. Asta e ultima. Wow, mersi mult! Și a fost fără pic de durere. Arăți grozav! Prietenele cu piercinguri, mama o să fie furioasă! Iu, ce zi! Opa, unde te grăbești? Trebuie să fac o verificare rapidă. Ce papuci interesanți! Nea, nu poți să intri. Glumești? Uite de la afiș, fără papuci. Ah, ok. Vai, ce de papuci Crocs! Cum o să știu care sunt ai mei? Cineva o să-i fure, sunt sigură. Nu pot să permit să se întâmple asta. Trebuie să pot face ceva. Țac, țac, e distractiv. Ah, s-ar putea să fie utilă chestia aia. O iau eu. Ups, scuze, ia-l pe ăsta. Ah, suc, mersi. Nici o problemă, e fix ce-mi trebuia. Acum o să-mi personalizez papucii. O să încep prin a decupa pulinele de pe popit. Ele o să adauge un strop de culoare. O să le pun pe papucii mei și o să folosesc lipici ca să le fixez. O să amestec culorile pentru un aspect mai dinamic. Aproape am terminat! Wow, papuci personalizați! O să știu care e perechea mea. Celelalte perechi sunt atât de banale. Ok, pot să intru acum? Distracție plăcută! E timpul să mă relaxez. Ar trebui să plec acasă. O să-mi iau papucii. Ha? Unde au dispărut? I-a luat cineva. Țac, țac, țac. Papucii ăștia sunt grozavi, dar sunt ca puturoși. Ah, bună. Țac, țac. Oh, ce drăguț. Altă zi, alți bani. Stai pe loc! Ai ceva fosforescent? Uite! Ok, poți intra! Distracție plăcută! Opa! Ce e? E o petrecere fosforescentă. Ai ceva așa? Uită-te la ținuta asta! Are nevoie de vreun accesoriu? Citește afișul! Petrecere fosforescentă! Bine! Woohoo! Să petrecem! Vrei să arăt așa? Stai puțin! Dă-mi ala! Hei, ce faci? E al meu! Îl savuram! O să încep prin a face o mică bulină din plastic cu un creion 3D. Apoi o să înfășor creionul în jurul paharului. O să las un spațiu între fiecare buclă. O să continui să fac asta până la capătul paharului. Rozul ăsta e atât de țipător! Mai fac câteva... Cred că ajung. Apoi o să-mi bag mâna în pahar și o să trec plasticul pe încheietura mea. A devenit o brățară grozavă. Nu mai am nevoie de paharul ăsta. Stai! Arată-mi obiectul fosforescent. Ta-da! Mulțumită! Stai să văd. Nu sunt sigură. Ce zici acum? Merge! Trebuie să mă lași să intru. Îmi place! Poți să treci! În sfârșit!
Păi și băutura mea? Trebuie să mă grăbesc. Ok? Nu mă băga în seamă. Ce faci? Nu am timp să stau de vorbă. Hei, ia-o mai ușor! Ce e? De ce te grăbești? Am o întâlnire cu Chris. Uită-te la el, e atât de drăguț. Dacă zici tu, trebuia să mă aștept. Trebuie să mă pregătesc, vreau să arăt bine. Vreau să fie o întâlnire perfectă. Relaxează-te, o să fie bine. Ok, cred că sunt gata. Am nevoie de un colier. Ah, ăla e drăguț. Mereu stă bine cu el. Nu pot să-l pun. Nu merge. Luna, poți să mă ajuți? Ok, dă-mi-l. Poftim. Uh-oh. Nu! Colierul meu! E un dezastru! Ce mă fac acum? Îmi pare rău! Poate merge să rezolv problema? Trebuie să pot face ceva! Știu! Am nevoie de creionul ăsta 3D! Pot să-l folosesc ca să desenez pe bustul ăsta! O să fac niște bucle mici cu creionul! O să continui pe tot gâtul! Acum o să mai fac asta încă o dată, creând mai multe bucle. Așa, cred că e gata. E un colier choker. Jennifer, ia uite ce am. Ce e? Tu l-ai făcut? E pentru tine. Wow, mersi! Îl ador. Îmi stă grozav. Trebuie să pleci. Distracție plăcută! Dă-i drumul, Emily! Nu, e al meu! Eu l-am văzut primul! Stop! Putem rezolva problema asta într-un singur mod! Ah, deci așa stă treaba! Hai să începem! Eu vreau să folosesc zerourile! Mereu câștig când folosesc zerourile! În mijloc? Ai început din mijloc? O să te distrug! Îmi cazi în capcană! Eram sigur că o să faci asta. O să fie super ușor. Jocul nu s-a terminat încă. Acum ce o să mai faci? Uite cum se face. Ah, trebuia să mă fi așteptat la asta. Stai, știu ce pot face. Dar nu poți face asta. A, da? Tocmai am făcut-o. Și ia uite, am câștigat. Nu, e imposibil. Bine, ursulețul e al tău. Iuhu! A, ce ochi frumoși are! M-aș putea pierde în ei! Ești absolut perfect! Exact așa trebuie să arate un bărbat adevărat! Ne-ar sta atât de bine împreună! Stai! Poate există o soluție! Poate dacă mi-aș folosi cartea de vrăji! Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Dar, în primul rând, am nevoie de o amuletă! O să fac niște loc pe masă! Am nevoie de un bol cu rășina epoxidică, în care o să pun niște sclipici, ca să strălucească intens! Apoi o să amestec bine! Vreau să se combine complet! E perfect! Apoi o să torn amestecul într-un șablon. Folosesc unul în formă de inimioară. Wow, ce culoare intensă! O să-l umplu complet. Apoi o să aștept să se întărească. O să scot inimioara din șablon și o să o prind de un lănțișor. Wow, arată extraordinar! Fix de asta aveam nevoie. Dar n-am terminat! Acum o să fac o vrajă. Colierul ăsta o să-l facă pe Matthew să mă iubească. Fă-l să vadă că ne-ai menit să fim împreună. Va funcționa ca un far care îl va atrage. Funcționează! Nu vine să cred! Oh, da! Ia să vedem! Ahem. Emily? Wow! M-a observat! Ar trebui să vorbesc cu ea. Hei, Emily! Ce bine arăți azi! Wow! Ce colier frumos ai! E foarte hipnotizant! Ești bine? Trebuie să plec! Stai! Nu te las să pleci! Ce faci? Dăm drumul! Ok, nu mă așteptam la asta! Emily, deschide ușa! Nu cred! Ce idee proastă! Uite, ia-l tu!
Eu nu-l mai vreau! Ha? De unde a apărut ăsta? Ce ciudat! Stai, colierul! Îl vreau cu orice preț! Lasă-mă în pace! A, ce moale ești, domnule unicorn! Te-aș putea strânge în brațe non-stop! Stai puțin! Ăsta e dintele meu? Cum? Cum e posibil? Asta înseamnă că mă va vizita zâna măseluță! Mami, am nevoie de tine! Ai pățit ceva, scumpule? Uite, mi-a căzut un dinte! Băiețelul meu crește mare! Știu ce-mi doresc de la zâna măseluță! Vreau niște căști AirPods! Păi, bagă de senul supernă! Ce idee bună, mami! Acolo o să fie în siguranță! Și acum așteptăm! Mor de nerăbdare! Trebuie să te culci, zâna o să ajungă în curând! Oh, corect! Să nu uit de domnul unicorn! Noapte bună, mami! Vise plăcute! Ne vedem dimineață! Trebuie să-mi fac treaba! Ah, ce adorabil e! O să scot dintele de supernă! Nu trebuie să-l trezesc pe Matthew! Perfect! Acum o să-l înlocuiesc cu niște căști AirPods! Are un schimb echitabil! Sper să-i placă! Stai puțin! Ar trebui să-i personalizez cadoul! O să am nevoie de un stilou 3D! O să încep prin a desena linii verticale în jurul carcasei! O să le lipesc una de alta! Nu vreau să existe spații goale! După aceea o să acopăr capacul! Pe una dintre fețe o să trasez linii mai mici! Apoi o să continui pe laterale! E perfect! Apoi am desenat un unicorn pe o bucată de carton! O să-l conturez cu ajutorul unui stilou 3D! Nu trebuie să depășesc conturul! Prima parte e gata! Apoi o să-i desenez o ureche și apoi o să fac pe cealaltă. Pentru restul secțiunilor o să folosesc altă culoare. Vreau să iasă super colorat. Toate secțiunile se vor contopi la final. Arată super! Să nu uit de corn! Arată perfect! Acum pot face ultimele detalii. Îmi place cum a ieșit. O să lipesc de carcasă. Acum capacul arată ca gura unui unicorn. Matthew o să fie super încântat. Acum cred că eu pot băga supernă. O să fie o surpriză de zile mari! Abia aștept să văd ce reacție are! Ce norocoasă sunt! Oare m-a vizitat zâna măseluță? Ia să verific! Wow, ce tare! Arată genial! Iuhu! Mami! Ce e, scumpule? Te-a vizitat zâna măseluță? Mi-a lăsat cadoul ăsta personalizat! Wow, ce talentată e zâna măseluță! Abia aștept să le folosesc! Ia și tu una, mami! Tare, nu-i așa? Da, foarte! La 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 la! Ce murdari sunt ochelarii ăștia de soare! Așa mai vii de acasă! Ah, un client! Vreau să cheltui bani serioși în magazinul ăsta! Asta îmi place să aud! Ce disperată e! Ce-i ăsta? Ăsta e la modă, deci? Mie îmi place! Ce altceva aveți pe aici? Așa, da! Asta e fix în stilul meu! O să o probez! Cred că vi se potrivește perfect! Evident! Mie mi se potrivește orice! Hei, îmi place întreaga ținută! Dar pentru a ieși în evidență, aveți clar nevoie de o pereche de ochelari! Ați arăta extraordinar! Vreau să arăt extraordinar! Ăștia arată interesant! Probații? Da, așa o să fac. De obicei prefer produsele mai strălucitoare. Vă stau foarte bine, uitați! Nu știu ce să zic. No, nu mi se potrivesc. Tocmai ați... în fine. Ăștia cum vi se par? Ok, o să-i probez. Nu știu ce să zic. Sigur găsim o pereche care să vă placă. Avem foarte multe stiluri diferite. No. Nu cred! În niciun caz! Nu-mi place nicio pereche! Ce ziceți de ochelarii mei? M-am săturat! Stați! Nu plecați! De ce? Vreau să vă mai arăt ceva! Gândește! Trebuie să închei vânzarea asta! Oh, asta ar putea fi perfectă! Nu, mi-am folosit deja toate dorințele! Aha! Pistolul meu de lipit nu mă lasă la greu! O să desenez o formă cu lipici sclipitor! Vreau să semene cu un norișor! Ce distractiv e! Acum o să fac un al doilea norișor. Astea vor fi ramele ochelarilor mei personalizați. Acum o să le unesc. Apoi am nevoie de rășina epoxidică albastră. O să umplu norișorii cu rășină.
o să fac la fel cu al doilea norișor. Astea vor fi lentilele. Acum o să aștept să se întărească. Am făcut și brațele ochelarilor. Interesant, nu-i așa? Eu aș purta așa ceva. Uitați ce ochelari! Sunt intrigat! Dă-i încoace! Arată mai bine decât celelalte perechi! Mă simt minunat! Sunt fix ce-mi doream! Ah, ce ușurare! Îi cumpăr, cât costă? $5, adică, stați puțin. Să știți că sunt unicat, așa că sunt $500. Un chilipir? Nu pot spune un preț pe frumusețe. Wow, mersi! Nu, eu mulțumesc! Pa, pa! Ciao! Vă așteptăm și altă dată! Nu-mi vine să cred că a funcționat! Ce emoții am! Trebuie doar să-i pun o întrebare! Emily! Trebuie să fiu mai încrezător! Emily! Nu? Zici că-s nebun! Emily, ăsta e pentru tine! E un simbol al iubirii mele! Sper că și tu mă iubești! Ups! Oh, nu! L-am pierdut! Trebuie să fie pe aici pe undeva! De ce pățesc mereu asta? Ups! Hei, Emily! Făceam niște flotări! Hai să stăm jos! Ce bine arăți! Ce drăguț ești! Pe bune! Stai! Aia e cumva o ojă de unghii? Mi-o împrumut și mie! De ce? Am nevoie de ea! O să-mi rezolve problema! O să-mi acopăr plasturele de pe deget cu ojă! Vreau să creez un inel subțire! Apoi, după ce se usucă, îl pot colora. Rozul ăsta e culoarea perfectă. Și o să umplu golurile cu nuanța asta mai închisă. Arată bine! Iar la final o să fac o inimioară. Arată perfect! Sper că pe ăsta nu-l mai scap. Bun, ia să vedem! Emily? Da, Matthew? Vai de mine! Serios? Vreau să te întreb ceva. Nu-mi vine să cred! Vrei să fii soția mea? Sigur că da! Speram să spui asta! Sunt așa de fericită! Ce colier frumos! E pur și simplu wow! Ce norocoase sunt! E super frumos! Vai! Uau! A durut! Oh, nu! Colierul meu! S-a rupt! Uite cum arată! Oh, uite! Poate-l pot repara! Hei, e cineva aici? Ce sudură perfectă! Hei, iuhu! Aici sunt! Ce vrei? Bună, Annie! Intră! Da? Ești sigură? Ce faci? Mi s-a rupt colierul! Da, s-a rupt! Dar ți-l pot repara. Ia să vedem ce avem aici. Nu mai poate fi reparat. Poate fi aruncat. Dar îmi plăcea. Șt! Nu, nu-ți plăcea. O să-ți fac ceva și mai bun. Uite! Ești bine? Nu sunt sigură că e stilul meu. N-am terminat. Nu, nu-mi place. E cam mult. Wow, ce pretențioasă ești apropo de bijuterii. Nu am alte idei. Trebuie să putem face ceva? Stai puțin, mi-a venit o idee! Am nevoie doar de un pop-it! O să umplu golurile cu un stilou 3D! O să fac asta pe tot rândul! Apoi o să pun un lănțișor deasupra și o să-l acopăr la fel cu plastic! Vreau ca lănțișorul să fie acoperit complet! Apoi o să aștept să se întărească! Acum îl pot scoate din pop-it! Probează-l! Cum îmi stă? Vreau să-l văd! Wow, parcă ar fi flori! Nu-mi vine să cred ce ai făcut! Ava, e minunat! Mersi! Hei, cu asta mă ocup! What? Yes! Wow! Hei! Ups! Să înceapă petrecerea! Bună! Văd că ai papion! Sigur că da! Distracție plăcută! Muzica asta e tare! Fără papion? Ce? Doar un guler?
Fără papion, nu petreci. Serios? Stai așa, am ceva de meșterit. Ce faci acolo jos? Doar un pic de magie cu un creion 3D. Vrei un papion? Îți dau un papion. Trebuie doar să-l umplu. Arată bine până acum. Un pic mai mult aici. Și gata! Vezi? Salută-mi papionul, dragă! Oh, da! Îmi place! Mă întorc imediat, bine? Continuați să dansați! Îmi urlă degetele de durere! De ce a trebuit să port tocuri? Iu, ce ușurare! Gă! Scârbos! Sunt gunoaie peste tot! Nu pot merge desculț aici! O să iau o boală dubioasă! Nu, în niciun caz! Va trebui să suport! Oh, doamne! Gă! Aproape am ajuns! Au! Hopa! Gă! O să-mi rămână semn! Stai, ăia sunt pantofi? Atât de murdari! Eh, cred că pot să-i curăț. Stai puțin! Toate acele vârtejuri îmi dau o idee! Transformare! Pantofii murdari merită o a doua șansă! Orice se poate rezolva cu un creion 3D! Trebuie doar să fii puțin creativă! Câteva culori în plus! Oh, arată bine! Acum am de completat niște spații goale! Totul se rezumă la modelele de linii! Urmează verdele deschis! Completează spațiile binișor! Chiar dacă durează mult, e timpul să schimbăm liniile! Nu te așteptai la asta, nu-i așa? Și ultimele retușuri! Ei sunt noii mei pantofi făcuți la comandă! Inspirați de marele Van Gogh! A mai rămas un singur lucru de făcut! Să încalți minunățile astea! Wow, vin perfect! Sunt atât de norocoasă! Acum pot să mă întorc la dans! Ce mai faceți, prieteni? Părul e aproape perfect! Așa, da! Perfecțiune confortabilă! Sau poate că nu! Uf, nu găsesc poziția potrivită! De ce? E deja dimineață? Cine-i aia? Sunt hidoasă! Cum s-a întâmplat asta? Înapoi la elementele de bază! Știi ce ai de făcut? Haide! Te rog! Haide! Oh, nu! E nasol! Singurul meu pieptăn! Oh, scumpo! Aoleu, gustările tale! Tati, părul meu! Ce? Să le rezolvăm pe rând! Bine, să începem! E nevoie de creionul meu 3D și de culoarea ta preferată, roz, desigur! Poți să-ți dai seama ce fac? Nici o grijă, ăsta e doar conturul! Acum îl umplem! E un pic plictisitor, dar stai să vezi produsul finit! Încă puțin spațiu aici? Perfect! Și ca să se vadă o nouă secțiune, liniile vor merge într-o altă direcție! Încă niște linii? O mulțime de linii! Te hipnotizează, nu? A mai rămas puțin! Acum cea mai importantă parte! Dinții, bineînțeles! E un pieptăn până la urmă, dar e mai drăguț decât majoritatea. Ta-da! E gata! Wow! E atât de frumos! Adio, păr încălcit! Nu doare deloc! Wow! Atât de mătăsos! Nu mi-e dor de vechiul meu pieptăn! Wow! Uite ce păr am! Mulțumesc! Oh, da! Mă pricep la desenat! Să nu uit să mă semnez! Tată! Oh? Ce-ai făcut de data asta? Suntem tu și cu mine, tati! Nu chiar! Ține asta! O să-ți arăt un mic truc! Bine! Ăsta-i numele tău! Madison! Știu deja asta, tată! Oh, stai puțin! Am înțeles! Lasă-mă să încerc! Așa? Exact!
apoi un A. Aha, continuă. Da, exact așa. Da? Aproape gata. Da, încă o literă. Așa, atât de aproape. E greșit? Nu știu să fac nimic. Nu renunța, știu cum să te ajut. Avem nevoie de fundul acestui borcan. Acum conturăm marginea cu creionul 3D. Continuăm până la capăt. Acum adăugăm mărgele cu litere. Poți să ghicești ce am scris? Exact! E Madison! Acest strat suplimentar va fixa bine totul. Acum cea mai bună parte. Se pune pe încheietura ta. Șmecher! Nu voi uita cum se scrie numele meu acum. Cool! Mai încearc o dată. Am încredere în tine, scumpo. Da, ai reușit! Steluța mea strălucitoare! De ce să cumperi bijuterii noi când poți să le faci singură? Pur și simplu nu mă satur de roz! Iar când vine vorba de forme, inimioarele sunt cele mai prețioase! Așa! E mereu mai bine să ai două în loc de una! Acum am nevoie de rășină epoxidică! Nu-i bai! O să adaug și sclipici! Și câteva mărgeluțe superbe! Cât de adorabil arată! Superb! Și e unicat, ca mine! Wow! O sirenă adevărată? Nu-mi vine să cred! Bună! Ah, bună! Ah, vino mai aproape! Eu? Dar am coadă, vezi? Ah, corect! Vezi ăsta? Încearcă să-l prinzi, bine? Wow! E pur și simplu divin! Mersi! Cu plăcere! E uimitor! Ah! Ochii mei! Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat? E în apă? Hei, peștișorule! Nu! Claire? Ah, tu erai! Ce mult mă bucur! Și aici merg la școală. Ah, salutare! Ok, stați la rând! O, Doamne! Îmi dai un autograf? Te rog! Wow! Hei, aici sunt, mă vezi? Stați! Nu mai pot să gândesc! Opriți-vă! Dați-vă la o parte! Stai, am o idee! Fiți atenți! Vezi acest model printat? Folosește sârmă flexibilă ca să imiți forma. Așa, arată super! După ce ai făcut două, adaugă ce culori dorești în două pahare cu rășină epoxidică. Super! Folosește un băț pentru a umple forma. Așa, apoi pune culoarea perlată aici. Întinde-o bine. Apoi desenează un cerc, așa. Seamănă un pic cu un soare. Adorabil! Iar pe partea asta desenează o mică semilună. Un lac de unghii va proteja desenul. Perfect! S-au pustat! Uite cum arată! Scuzați-mă, pardon! Mersi! Cu plăcere! Wow! Ce drăguț e! Știu! Îmi place foarte mult! Ei, se potrivesc! Hei, hei! Nu-mi bruscați cea mai bună prietenă! Hei, ne completăm reciproc! Ești inul yang-ului meu! Ura! Abia aștept! Încă puțin! Suntem libere! Stai puțin! Da? Am gustări! Poftim! Mulțumesc! Merg perfect cu un pic de divertisment! Hei, uite ce anunț! Wow! Cumpără-l acum! Pica, pica! Bun, la atac! E bună, nu-i așa? O, da! E delicioasă! Mi-aș dori să am mâini mai mari! Ce bună e! Ai și lingură, să știi! Lingură? Ce jenant! Acum ia niște înghețată! Serios? Și cum o bag în gură?
Ce complicat e! Aproape am reușit! E distractiv, oarecum! Foarte frumos! Ce-i ăla? E un breloc cu Pokémon? Wow! Super! Vreau să profit de ofertă! Da? E super drăguț, nu-i așa? Cumpără-ți acum un breloc! Sună acum! Sau dă-ne un mesaj! N-am așa mulți bani! Da, nici eu! Stai! Am o idee! Am nevoie doar de lingura asta! Vezi bucățile astea de lut? Amestecă-le pe toate! Acum, pune-l deasupra unei linguri! Folosește altă lingură pentru a-l aplatiza! Perfect! Acum urmează partea distractivă! Mulți clipici! Razele ultraviolete îl usucă! Gata! Apoi, dă-l jos de pe lingură! Ce drăguț e! Wow! Acum am propriul meu breloc! Prinde-l de rucsacul meu, te rog! Aha! Poftim! Și n-a costat absolut nimic! Știu! Uite ce bine arată! Ești cea mai bună prietenă sirenă din toate timpurile! S-a topit! E supă de înghețată! Mama a plecat o oră întreagă! Repede! Ce să provezi prima dată? Nu știu! Ce confortabil e! Hei! Ce roche de oameni mari! Mama are cele mai frumoase bijuterii! Care e cea mai strălucitoare? Wow! Ce frumos e! Gata! Stai! Unde au dispărut toate? Hei, nu! Pe astea le cauți? Ai furat toate bijuteriile! Dă-mi și mie! Dacă trebuie, pot să iau accesoriul ăsta de păr! Și asta! Ok! Poftim! Ești fericită? Și inelul? Îl vreau! Serios? Dar îmi place cel mai mult! Nu, nu plânge! Nu mă pot abține! Stai să mă gândesc la ceva! Mama are niște lucruri interesante pe aici! Nu trebuie să folosim doar cutia cu bijuterii! Pune o bucată de scotch transparent pe capacul unei oje! După ce l-ai lipit, acoperă-l cu lac de unghii transparent! Apoi, lipește deasupra o bucată de hârtie interesantă! Înfășoară-o! Apoi mai adaugă niște lac de unghii! Nu uita! Folosește lac transparent! Apoi dezlipește-l! După ce s-a uscat, șlefuiește marginile! Așa! Acum are marginile finisate! Voilà! Un inel complet unic! Și e numai al tău! E minunat! Wow! N-ai terminat? Tare, nu-i așa? Și am folosit modele diferite! Și mai am încă unul pentru tine! Și asta e foarte interesant! Ești cea mai bună, Claire! Bun, sunt gata! Mă pricep la pescuit! Hei, cred că am prins ceva! Wow! Ți-am spus eu! Mă pricep! Da, acum e rândul meu! Bun, mă simt norocoasă! Simt ceva! Vezi? E un... Ce chestie asta? Nu degeaba era aruncat la gunoi! Hei! Gata! Nu! Ups! Nu trebuia să fac asta! Ce se întâmplă acolo sus? Ia să vedem! Hei! Asta pare valoroasă! Wow! Sunteți geloase? E numai a mea! Pa! Nu intra în panică, ok? Hai să-ți găsim altceva! Asta, de exemplu! O sticlă veche? Nu! Îmi pare rău! Hei, tu! Știu! Ce e? O să creezi ceva special, ok? Super! Mă
Mai întâi, tai sticla cu un cutter. Aici și aici. Apoi, folosește o farfecă pentru a tăia restul. Voilà! Și în cealaltă parte. Acum poți să o întinzi la orizontală. Folosește o riglă pentru a trasa două linii drepte. După ce ai făcut asta, tai-o așa. Îndoai-o așa și rotunjește-i colțurile. Apoi, găurește-o cu un perforator. Acum acoperă toată banda de plastic cu scotch. Nici măcar nu se vede. Perfect, vezi? Acum trebuie să conectez capetele. Înfășoară cu grijă panglica în jurul benzii. Continua până când e acoperită complet. Trebuie să ai răbdare, dar va arăta super! Nu acoperi gaura din capăt. Bagă prin ea niște elastice și folenot. Întoarce-o și lipește-i niște decorațiuni. Eu folosesc scoici. E drăguță, nu-i așa? Mm-hmm. E gata! Wow! Poftim! E a ta! Oh, lasă-mă să o probez! Wow! Mulțumesc! Sunt expertă în artizanat! Hei! Încă-mi poartă tiara! Și dansează îngrozitor! Hei! N-o să ți-o dau niciodată înapoi! Bine că fugi! Stai! Indiferent dacă ești bogat sau sărac, trucurile cu creionul 3D sunt pentru toată lumea! Nu pricep cum lumea poate să bea limonadă care nu e din lămâi proaspăt stoarse! Sunt așa plictisită! Poate că ar trebui să ies! Dar asta înseamnă că îmi trebuie pantofi! Bine! Iuhu! Da, Ava? Îmi trebuie niște pantofi! Nu-i așa de greu! Am ales perechea cea mai strălucitoare! Nu! Ah, ok! Of! Roșu aprins? Nu! Sandale? Sau poate Adidas și ăștia? Nu! Încălțămintea poate fi un accesoriu problematic! Măcar îmi place partea de sus! Ok, Ava, asta e ultima pereche pe care o ai. Hai, mă, nici măcar nu plouă. Te rog să nu mă concediezi. Pleacă de aici. Trebuie să rezolv treaba asta. Oare pot să fac eu niște pantofi? Frate, îmi pierd mințile. Iar purta pe ăștia? Doar ei au mai rămas. Sau... ce ghiveci frumos! Știu! Folosește un creion 3D ca să umpli spațiile goale. Continuă până când îți faci forma dorită. O talpă de pantofi e gata! Acum ia un pahar de hârtie ca ăsta și tai-l pe jumătate. Folosește creionul ca să-l lipești. Dungile astea o să-l țină fixat. Continuă! Și după ce ai terminat, scoate bucata de hârtie. Folosește o panglică pentru a grupa firele alea. Fă o mică fundă elegantă. Drăguț! O să-i placă! Oh, Ava! Ți-am găsit perechea perfectă! Îți place? Serios? Foarte serios! Pe bune! Oh, Doamne, te rog să-ți placă! Nu pot să-mi pierd jobul pentru asta? Ești sigur? Viața mea depinde de momentul ăsta! Calmează-te, o să-i port! Iu. Chiar sunt drăguți! Să sperăm că sunt mărimea mea! Tare! În plus, mai sunt și unicat! Să mă laud cu ei pe Instagram! Dezastrul? Trebuie să fac eu totul pe aici? Oh, fie așa frig! Am adormit iar pe canapea? Vai! Salutare, păr încălcit! Uite-mi pieptănul! Și o grămadă de alte mizerii! Scârbos! Chestia asta e plină de pânză de păianjen! Dar cred că e mai bine decât nimic!
chestia asta nu merge cum o făcea înainte. De ce sunt nodurile astea așa de rele? Au! Nodul ăsta e imens! Oh, e ridicol! Ieși de aici! Haide! Aoleu! Ăsta era cândva în capul meu! Cum de mi-a făcut amărâtul ăsta așa ceva? Mă rog, trebuie să mă descurc cu ghearele mele. Sau nu? Mai e altceva util pe aici? Oare spatula aia? Normal! Folosește creionul 3D ca să faci perii. Ar putea dura nițel, dar rezultatul merită din plin. Poți face perii cât de lungi sau scurți vrei. Continuă până când acoperi toată spatula. E timpul să-i tundem. La jumătate ar trebui să fie ok. Așa, ți-ai tras o perie? Încălciturile mele n-au nicio șansă. Părul meu o să fie super mătăsos. Și n-am cheltuit niciun leu. Cât de grozav arată acum părul meu. Să fii creativ e grozav. Și epuizant. Frate, sper că sunt pregătită pentru testul ăsta. Ce se întâmplă acolo? Capete mari idioate! O să petrecem maxim! O petrecere? Cea mai tare petrecere? Grozav! Cea mai tare petrecere din lume! Și am ținuta potrivită! E timpul să petrecem! Dar unghiile astea nu pot să apară așa! Dar o manicură e prea scumpă! Cât timp mă pot ascunde aici? Ah, creionul meu 3D! Vrei unghii drăguțe? Mai întâi pune niște hârtie de copt. După ce definești cuticulele, trasează conturul unghiei tale. Dă la o parte hârtia. Termină de desenat unghia. Apoi umple-o cu creionul tău. Roșul e mereu drăguț. Arată bine deocamdată. Folosește un baton ca ăsta ca să o curbezi și să se potrivească pe unghia ta. Apoi dezlipește-o de pe foaie și ar trebui să se potrivească de minune. Ta-da! Sunt superbe! Chestia asta chiar e utilă. Cui trebuie o manichiulă scumpă când poți să-ți o faci singură? Hei! Unghiile alea sunt fabuloase! Mersi! Ăsta da plus de încredere! Bună, Ava! Ce strălucești azi! Ăla-i veritabil? Nu! E David ăla? Nu, părul meu! Ar fi trebuit să pară că flirtez! Of, păr lung, idiot! Mult mai bine! Nici măcar nu mă observă! Ava primește toată atenția! Serios? Hai să încerc iar! E totul bine! Ce? Toate chestiile mele au căzut pe aici! Ziua asta devine din ce în ce mai bună! Bună, David! Wow! Uite ce cercei are Annie! Hei! Eu? Pardon? Unde pleci? Of! Chiar îți plac? Sunt unicat! Dă-mi un mesaj pe Insta! Annie se crede șmecheră? Cerceii sunt cam cool! Îmi plac cercelușii tăi! Te ajut să-ți faci și tu unii! Conturează marginea unei frunze cu un creion 3D, apoi colorează-o! Pare o frunză reală, vezi? După ce s-a uscat, prinde-o pe un lanț! Și apoi mai pune o altă frunză mai jos! Le poți combina! Tare! Annie? Mersi! Măcar par scumpi! Uah! N-ar fi
trebuit să fie o cărămidă acolo? Ce bine că nu plec niciodată de acasă fără sculele mele! Nu sunt sigură că asta e cea mai bună alegere! Uite-l! Creionul meu 3D e mereu util! Nimeni n-ar mai trebui să se împiedice de chestia asta! Încă niște linii aici și e timpul să le umplem pe toate! Nici o cărămidă, nici o problemă! Aproape! Ta-da! Genial! Haide! O, da! Wow! Devii super bună la asta! Sunt un geniu al inimioarelor! Haide, stai pe banda ta! Ce? Mașina înceată, stupidă! Hai, hai, hai! Of! Nu te supăra, Betty! Nu înțelegi? Ah! Hei, asta ta! Cât de tare poți să ai pe chestia aia? Of, cum mă mai joc acum? E nasol! Dă-mi-o! E mea acum! Of, ești culmea! Și-a lăsat creionul! Îți răspund și eu cu aceeași monedă! Dacă pierzi o tastă de la tastatură, folosește un creion 3D ca să-ți faci tu una! Fă-o suficient de înaltă ca să fie la fel ca celelalte taste! Și acum, momentul adevărului! Da! Jocul nu se oprește niciodată! Wow! Betty, ai revenit! Unde rămăsesem? Betty, mi-ai luat creionul fără să-mi cer voie! De ce sunt așa enervante surorile? Măcar am o minte ageră! Mă rog! Pare că mi-a căzut în sfârșit dințișorul! Vino să-l iei, zână cea bună! Abia aștept să se facă dimineață! Wow! Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu asta! Scârbos! Dă-te jos de pe mine! Ah! Oh, Doamne! Oh, nu! Trebuie să remediez stricăciunile! Pacheta asta a avut zile mai bune! Asta e clar! Se trezește! Ți-ai spart farfuria preferată? Folosește un creion 3D ca să o repari imediat! Partea asta durează nițel, dar merită! Marginea e gata! Acum fă niște linii pe ea, chiar așa! Aproape am ajuns la jumătate! Acum fă la fel în direcția opusă! Ar trebui să arate așa! Super, nu? Nu o să-i fie deloc dor de farfurioara veche! Poftim! Aproape că uitasem! De-aia am și venit aici! Simt miros de dințișor acolo! Bingo! Merită un bănuț, aș zice! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Oh, serios? Asta e cea mai slabă zi! Au înghețat aici? Îmi lasă deja gura apă! Sper să am mărunți! Am zis mărunți, nu mizerii! Dar chestia asta ar putea să meargă! Ha, o clientă! Bună! Bună! Îți place ce vezi, a? Doar dacă ai bani. Deloc. Nu? Atunci nu te pot ajuta. Oh, fie. Revin imediat. Ok. Pot să-mi fac propria monedă. Atâta timp cât am creionul meu 3D util. Perfect. Acum mai sunt câțiva pași. Arată ca un cornet înghețată, nu? Și ce merge cu el mai bine decât înghețata? Să nu uităm de sosul de căpșune! Chestia asta mă face să-mi fie foame! Arată grozav, nu-i așa? Și de partea asta se agață un lănțișor! E tare drăguț! Ce bine că am făcut și niște cercei asortați! Chiar sunt încrezătoare acum! E timpul să-mi rafinez lucrul! Aproape l-am găsit! Te-ai întors! Da, m-am întors! Lănțișorul ăla-i divin!
S-ar potrivi cu înghețata ta, nu-i așa? Da! Doar una mică, te rog! Leah, n-am menționat nimic despre asta! De fiecare dată! Somn ușor! Nu pot să dorm cu lumina asta aprinsă! Ups, sunt atât de neîndemânatică! Oare ce altceva o mai fi dedesubt? Ia uite! Am uitat de chestiile astea! Ce-i asta? Barbie? Nu te-am mai văzut de 1000 de ani! Stai liniștită, o să am iar grijă de tine! Ce drăguț! Barbie? Mă simt atât de urâtă! Cred că visez! Sper! Pare atât de real! Dar Barbie cea fricoșătoare avea dreptate! Te rezolv eu, stai liniștită! E timpul pentru o transformare! Ți-ar prinde bine o schimbare? Începând cu ținuta ta! Îți place roșul, nu? Mișcă înainte și înapoi creionul! Cred că asta e dimensiunea potrivită! Super, drăguță! Nu-i așa că deja te simți mai bine? Și nici nu a trebuit să mergi la cumpărături! Ne așteaptă visele plăcute! Ce bine e! Somn ușor, draga mea! O rochie nouă? Mulțumesc! Nu ești suficient de frumoasă! Pleacă! Mă simt atât de urâtă! Trebuia să fie atât de rea! Pleacă! Nu sună deloc bine! Of! Bună! Să plec? Nu sunt sigură că înțeleg! Nu te-am văzut acolo! Vino! Ok! Portofoliul meu! Poftim! Foarte interesant! Ochi frumoși! Nu e deloc rea! Mai ales din unghiul ăsta ciudat! Dar, per total, e plictisitoare! Nu! Ok! Pleacă! Hai, frate! Ia uite ce de modele de material! Deci îi plac chestiile astea, a? Atunci pot să fac lucrurile mai interesante! Începe cu o linie așa! Oprește-te! Acum fă un nou model cu o culoare contrastantă! Pare interesant, nu-i așa? Dar n-am terminat încă! Culorile astea merg foarte bine împreună! Și am terminat! Aproape! Domnișoară, am revenit cu niște poze noi! Iar tu? Crede-mă, o să-ți placă pozele astea! Te sun eu înapoi! Astea chiar sunt diferite! Exact ce caut agenția asta! Bun venit! Frumoase poze! Nu pot să cred! Sunt model! Jucăriile Puppet sunt distractive, dar știai că te pot ajuta să-ți faci propriile bijuterii? Umple un spațiu gol cu ajutorul unui stilou 3D, fix așa. Apoi pune o bază pentru cercel cu șurub peste plastic. Acoperă baza pentru cercel cu ajutorul stiloului 3D. Acum așteaptă să se întărească plasticul. Scoate-l din Puppet și admiră-ți noul cercel. Sau și mai bine, poartă-i pe amândoi. Arată chiar bine, nu-i așa? Ce? Ce s-a întâmplat aseară? Cred că ne-am distrat prea mult. Nu-mi vine să cred că m-am mărit! Wow! Mă bucur pentru tine! Noroc! Yuhu! Nu vreau să mai fac asta niciodată! Trebuie să-mi revin! Ce dezastru! Super! Acum trebuie să fac și curat! Auleu! Ce-a puțit machiajul meu? Stai! Încep să-mi aduc aminte! Cred că am mers într-un club!
Wow! Aplauze pentru Mia! Hai să dansăm! Oh, da, domnișoarelor! Cine vrea să cânte? A? Ups, scuze, hai să mergem! Wow, ce jenant! Și a ajuns la mine în baie! Ce a pățit toaleta mea? Ce ciudat! Sper că nu s-a întâmplat ceva și mai rău! Stai puțin! Ce noapte genială! Ar trebui să facem asta în fiecare weekend! Clar n-o să fac asta în fiecare weekend! Mă dor toate! Ha? Asta de unde a apărut? Oh, hai să ne jucăm! Vreau să câștig un puppet! Ține tot așa! Iuhu! Am reușit! N-a fost chiar așa rău! Oh, nu! Inelul meu! Ah! Nu e bine deloc! Unde sunt? Ar trebui să fiu la colonie! Am nevoie de un inel! Trebuie să găsesc o soluție! Să trecem la treabă! În primul rând, am nevoie de o tavă de brioșe. O să torn în ea rășină epoxidică transparentă. Apoi o să pun câteva picături de vopsea roșie. Acum trebuie să le amestec. O să creez un vârtej cu ajutorul pensulei. Înainte să se întărească, o să adaug deasupra o bază de inel. Cred că e gata! Super! Am ajuns la timp! Hai să ne căsătorim! Ce mult îmi place ciocolata! Eram îngrijorat! Ah, dragule! Nu uita de verighetă! Ți se potrivește perfect! Ah, ce romantic! Ne-am căsătorit! Acum pot săruta mireasa! O nouă zi în care trebuie să câștig bani. Așa glumim noi aici, la bancă. Bună ziua! Bună! Deci voiam să discut despre... cine sunteți mai exact? Serios? Știi cine sunt? Trebuie neapărat să faci asta? Oh, Mia! Bună! Mă bucur să te văd! În sfârșit! Mereu faci asta! Am nevoie de ce ți-am cerut. Ți-ai pus picioarele pe biroul meu? Lasă discuțiile, adun banii. Imediat! Să nu dureze mult, da? Cum ajung la seiful secret? Ah, mi-am adus aminte. Mereu mă emoționez când vorbesc cu ea. Dar e clientul numărul 1 al băncii noastre. Ah, am ajuns! Care era cheia corectă? Am atât de multe! Cred că e asta! Hei, scuze că te-am trezit! Da, muritoare de rând! Am nevoie de bani, te rog! Ia-i și dispar din regatul meu! Mersi, te las să te culci la loc! Ce tip dubios! De ce durează așa mult? M-am întors, poftim! Glumești? Ok, mă întorc imediat! Nu-mi vine să cred că n-am adus ce trebuie! Ce rea e! De data asta n-o să mai greșesc! Ok! Hai că poți! Încetişor, am reușit! Trebuie să-mi caut alt job! E mult prea stresant! Poftim caseta video! Deci? Nu voiai caseta? Știam asta deja! Sper ca de data asta să nu mai greșesc! O valiză? Asta vrea de fapt? Se mișcă ceva înăuntru! Ce conține? Sunt liber! În sfârșit! Mă bucur că te-am putut ajuta! Trebuie să vii cu mine! Repede! Pe aici! Așa! Ce bancă e asta? Voiam o prietenă nouă! E clar, trebuie să merg iar la safe! Nu-i bai, o să rezolv imediat problema! Trebuie doar să găsesc cheia corectă! Sigur e pe aici pe undeva, nu o să dureze mult! Chiar trebuie să fac totul de una singură? E asta! Da, știam! Dă-o încoace! Nu! De ce? Mai întâi trebuie să fac ceva! Ia să vedem! Niște capse! Perfect! Fix ce-mi trebuie! Asta o să-ți ușureze viața considerabil! O să aranjez capsele în forma asta și o să le lipesc unele de altele! Am nevoie și de ceva strălucitor! Acum o să le prind de cheie! Arată bine! Acum nu o să mai rătăcești niciodată! O poți lua! Wow! Super! Mă duc să-ți aduc lucrurile! Voila! Vezi, n-a fost greu deloc. Mi se părea că am nevoie de o schimbare. O să-i bagi în safe? Sigur că da, acum am cheia. Ce intens a fost. Trebuia să-i curețe înainte. Unde e toată lumea? Ce liniște e. Oh, hei. Serios? Nu cred. Ce ziceam? Poate nu m-au văzut. Ce-i asta? Wow, o petrecere! Și e azi! Ce tare!
Poate n-ar trebui să merg. Eu mă duc. Ah, de ce am mereu gânduri din astea? Ce face Tocilara acolo? Ce fraieră e! Hei, hai să-i facem o farsă. N-o să fiu niciodată populară. Hei, Mandy, vrei să mergem împreună la petrecere? Împreună? Serios? O întâlnire? Vai de mine! Nu cred, aleșinat! Clasic! Stai, glumeai? Trebuia să o filmăm! De parcă te-aș invita vreodată la o întâlnire. Nu mai râdeți de mine! Hai să plecăm! De ce sunt atât de răi? Cu ce le-am greșit? Sunt îngrozitori! Voiam doar să-mi fac prieteni! Ia stai puțin! Lacrima asta mi-a dat o idee, care va fi perfectă pentru petrecere. O să iasă ceva super! Am un bol cu rășină epoxidică. O să adaug puțin pigment deasupra, ce albastru intens! Acum o să le amestec. Trebuie să mă asigur că se omogenizează bine. Arată bine! Acum o să torn amestecul în matrița asta. Vreau să obțin o bijuterie în formă de lacrimă. O să umplu matrița complet. Acum o să aștept să se întărească. Mai rămâne doar să o prindă un lănțișor. Wow! Arată super! Am un colier personalizat în formă de lacrimă. E perfect! Acum trebuie să văd cu ce mă îmbrac. Wow! Mă simt extraordinar! O să plec spre petrecere. Prima mea petrecere! E fix cum mi-am imaginat! Hai să ne distrăm! Wow! Uită pe Mandy! Vai de mine! Se uită la mine! Ce să fac? Mă bucur că ai venit! Serios? Să știi că mai devreme a fost o farsă! Vrei să dansăm? Nu cred! Dar ți-am cerut scuze! Ce petrecere tare! Oh, da! Ah, ce bine! Am ajuns la timp! Credeam că am întârziat! Ah, bună! Ce brățări interesante! Bună, Mandy! Culoarea asta îmi scoate ochii în evidență! Ce fac acolo? Avem brățări la fel! Da, brățări la fel! Nu! M-a durut! Ai nevoie de o brățară ca ale noastre! Ah, corect! Mai bine plec atunci! Ce special secret! Asta e! Nu am ce face! O să-mi leg șiretul! Nu vreau să pățesc ceva! Stai puțin! Am o idee genială! Poate îmi pot face și eu o brățară la fel! O să fac o buclă din șiretul ăsta, apoi o să fixez cu un nod, fix așa! Apoi o să trag capătul prin buclă! Și o să încep să împletesc șiretul, fix cum îmi împletesc părul! Arată bine! Acum o să not capetele! Ce ușor a fost! O să probez! Și am câte una pentru fiecare! Sper să le plac! Ah, a sunat clopoțelul! Trebuie să plec! Oh, mi s-a prins fusta în ușa dulapului! Haide, n-am timp pentru asta! Am spus, haide! Oh, nu! Ah, da, cheia! Unde e? Evident, sigur e în geantă. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Ok, deja devine ridicol. Nu o găsesc. Stai, am o idee. Mă duc să o caut. Ia să vedem. O pungă de chipsuri. Cărți? Trebuie să mai înaintez. Uite-o, am găsit-o. Fiu, în sfârșit! Ce greu a fost! Așa, am deschis în sfârșit dulapul! Stai! Cred că am o idee mai bună! O să-mi folosesc stiloul 3D și un desen cu inimioară! O să urmez conturul! Super! Acum o să-l umplu! Asta e partea mea preferată la stilourile 3D! Îmi place mult să trasez liniile mai lungi! Vreau să arate bine, deci nu trebuie să am goluri! Ok, inimioara e gata! Acum o să-i adaug un inel de chei în vârf! O să-l prind bine cu stiloul 3D! Așa! Brelocul e gata și poate fi folosit! Ce simpatic e! Și partea cea mai tare e că n-o să mai pierd cheia! Ce tare-i dansul ăsta! Sună cineva la ușă! Răspund eu! La naiba, intrasem în ritm! Uite, am primit un colet! Ce tare! E noua mea pereche de crocs! Ce frumoși sunt! Îi ador!
Wow, ce geloasă sunt! Ai mei sunt simpli și plictisitori! Hei, dar sigur îi pot îmbunătăți! Am desenat o floricică simpatică și acum o să-mi folosesc stiloul 3D! Am făcut două petale, trec la următoarele! Prefer un model orizontal și gata! Acum o să folosesc galben ca să umplu centrul! Oh, ce simpatic a ieșit! Acum o să fac o căpșună! Mai întâi o să-i fac conturul cu negru! Arată bine! Acum partea de sus cu verde! Și evident roșu pentru fructul în sine! O să fie adorabilă! Am terminat! Acum o să fac o stea! Nici măcar n-am nevoie de tipar de data asta! Pot desena conturul cu mâna liberă! O să strălucească frumos dacă folosesc galbenul ăsta! Așa! Acum să le lipesc de încălțări! Cred că o să pun steaua fix aici! Urmează celelalte! Da, arată super! Ia să-i probez! Vai de mine, ce mult îmi plac! Kate, ce bine te-ai descurcat! Poftim, ia și tu una! Oh, mersi! Vrei să mai vezi ceva interesant? Uite ce-am mai făcut! Le pui direct peste încălțări și o să arate complet diferit! Doar am trasat cu stiloul 3D conturul fiecărui papuc! Ce tare! Oh, ah, da, am uitat de dans! Și ne putem arăta și noile încălțări! Aproape am terminat de spălat vasele! Fiu! Oh, nu, încă o cană! Spală și pe asta, te rog! Ok, bine, încă una! Nu înțeleg cum se poate murdări o cană atât de mult! Ce naiba? Mâna mea! Oh, nu! S-a spart? Wow, e întreagă! Nu! I s-a rupt toarta și e cana ei preferată! O să mă omoare! Stai! Poate o pot repara! N-am nevoie de lipici! O să-mi folosesc stiloul 3D! O să acopăr crăpătura! Are aceeași culoare, deci nu se prea vede! Și apoi o să continui de-a lungul mânerului! Pe margine! Nu e nevoie să pun foarte mult! Așa! Am terminat o parte! Acum trec la cealaltă! O să fac același lucru și aici! Și partea asta e aproape gata! Așa! Și acum o să unesc partea de sus și cea de jos! Toarta e partea cea mai importantă a unei căni, deci trebuie să mă asigur că e lipită bine! Am terminat! Și toarta chiar e rezistentă! Ah, poftim niște suc! Văd că ai texturat toarta! S-a întâmplat ceva? Nu! Ce-i drept, acum e mai ușor de ținut în mână! Mersi pentru suc! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Pardon, vreau să ajung la dulapul meu! Ce ciudată e! Învață pe hol! La naiba, sună clopoțelul! Hei, cum mi s-a prins fusta în ușa dulapului? Of, e prinsă bine! O să trag așa de ea! Ah, am rămas fără fustă! Nu, nu e o idee bună! Oh, a rămas dită mai gaură! Ia stai așa! Da, stiloul 3D! Ce bine că l-am luat cu mine la școală! O să desenez un model simpatic în jurul găurii din fustă! Apoi o să încep să-l umplu! Trebuie să mă asigur că acopăr gaura! Ok, acum următoarea culoare! Și acum acopăr și partea asta de gaură! Așa, am acoperit gaura! Acum o să-i adaug câteva detalii! O să umplu urechile! Și o să-i desenez ochișorii, să nu uit nici de bot și gură! Oh, ce adorabilă-i vulpița asta! Am acoperit gaura și acum am o fustă super simpatică! Deși avea dinții ascuțiți, lupul avea și o inimă mare! De aceea, când prințesa i-a mângâiat plana, lupul i s-a întins la picioare! Și de atunci înainte au rămas împreună! Oh, a adormit! Hai să o învelesc! Și să ies pe furiș din cameră! Oh, nu! Ce tare s-a auzit! Ah, te rog, nu te trezi! Fiu, doarme în continuare! La naiba! I-am rupt păpușa!
o să se supere rău când o vede. La naiba, ce fac acum? Ah, știu ce pot face! Hai la mine, păpușică, e timpul să te reparăm! Stiloule 3D, nu mă dezamăgi! De data asta, mare nevoie de tine! O să încerc să-i dau formă de solz de pește! Așa, coada de sirenă va părea mai reală! Acum urmează aripioarele de la baza cozii! Galben pare a fi o culoare bună în prima fază, dar o să folosesc mai multe culori ca să arate bine de tot! Așa, acum ultimele retușuri! O să mai adaug puțin galben sus! Și am terminat! Oh, ce simpatic arată! Cred că o să-i placă rezultatul! Sincer, sunt chiar mândră de mine! O să las păpușica aici ca să o găsească! Somn ușor! Acum să mă furișez iar din cameră! Lupul vrea înghețată de cireșe! Da, am avut dreptate! Popcornul ăsta e delicios! Unde e? Unde e? Poate e sub pernele astea! Ce faci? Nu mai da cu perne în mine! Ia să mă uit și sub picioarele tale! Degeaba, am căutat peste tot! Care-i faza? Mi-am pierdut un cercel! Nu-l mai găsesc! Păi, frunza asta seamănă puțin cu cercelul tău! Lasă-mă puțin! Te ajut eu să rezolv problema! Ne salvează iar stiloul 3D! Nuanța asta de verde e superbă! Îmi place că lucește! Acum trec la partea cealaltă a frunzei! E distractiv să folosești o frunză adevărată? Gata! Acum o să scot frunza! Arată aproape ca o frunză reală! Acum o să atașez agățătoarea cercelului! Bun! O să mai fac unul! Acum pot fi purtați! Uite ce am pentru tine! Poftim! Arată bine! Ia să-i probez! Cum arată? Bine? Ce tare! Vai de mine, ce mult îmi plac! Parcă ar fi frunze adevărate! Ce drăguți sunt! Vezi? Nu trebuie să te mai stresezi! Ah, ce cuplu drăguț! Adorabil! Stai, ar trebui să dansați! Ha? Ce se întâmplă? De ce nu pot sta în picioare? E atât de ciudat! Grr, voiam să creez un moment romantic! Ce nervant! Mă dau bătută! Sunt prea obosită pentru asta! Ce? E ceva diferit! Chiar se întâmplă asta? Păi, cred că da! Stai, vreau să încerc ceva! Am picioarele plate! Ce vis ciudat! Wow! Chiar sunteți aici! E super! N-am mai fost așa fericită niciodată! Wow! Bună dimineața, Ken! Ai dormit bine? Sigur că da! Să ne pregătim! Nu cumva uiți ceva? Unde-i sărutul meu de dimineață? Ce prostut sunt! Ce facem mai întâi? Ar trebui să ne spălăm pe dinți. Bună idee! Trebuie să ai o respirație proaspătă și mentolată. Și un zâmbet sclipitor. Hai să facem! Nu uita să-i freci bine! Nu vrei un dentist furios? Poți conta pe mine! Mă gâtilă! E plăcut! E distractiv! Cred că ajunge! Wow! Am un zâmbet de Hollywood! Mereu arăți minunat, Barbie! Hai să clătim! Cum arată dinții mei? Frumos și alb? Perfect! Știam eu! E de vis! E timpul să mâncăm! Mi-e așa de foame! Mi-am luat sucul! Un deliciu! E fix ce trebuie! E atât de recoritor! Ador momentul astea împreună! Ne așteaptă o zi plină! Pune osul la treabă, Ken! Ce întindere bună! Simte cum arde! Vine! Cât pe ce? Și unu! Și doi! Miroși ceva? Barbie, mă scurg! Hă? Ce faci? Și eu!
Nu mai port bluza asta? Asta e un clip de familie! Sunt atât de plictisită! Bună, Barbie! Ești bine? Ups, scuze! Ia uite! Să petrecem, Barbie! Sună grozav! Îmi place să dansez! Mi-am exersat mișcările! Wow, ești un talent născut! Stai, avem o problemă! Ce s-a întâmplat, Ken? Nu-mi place acest look! Am o reputație, știi? Știu, ești Ken! Nu pot să port hainele astea, nu-i așa? Nu! Trebuie să-mi schimb ținuta! La ce te uiți? Wow! Să trecem la treabă! Speram să spui asta! Ce interesant! Hainele astea sunt bune! Așa da! Barbie? Ce mai e acum? Geaca asta nu-mi vine! De ce nu m-am gândit la asta? Ce enervant! Acum ce ne facem? Nu fi tristă, Barbie! Trebuie să rezolv problema! Dar cum? Stai o secundă! Știu! Sertarele! Normal! E atât de evident! De ce nu se deschide? Ce prostuță sunt! Trebuie să folosesc mânerul! Mă bucur că n-a văzut nimeni asta! Ce avem aici? Sunt prea simple pentru mine! Au! Ai grijă la păr! Ce altceva mai avem? Blugii ăștia sunt plictisitori! Clar nu! Oh, ăștia sunt drăguți! Am o idee! Trebuie să fac câteva modificări! Voi începe prin a tăia cracii! O să încerc să-i tai drept! Aproape am terminat! Exact ce-mi doream! Dar mai sunt multe de făcut! Vreau să mai fac o tăietură pe mijloc! O să urmez cusătura! E mult mai ușor așa! Nu voi merge până la capăt! Acum voi adăuga câțiva nasturi! Și sunt gata de purtat! Wow, mă simt fabulos! Arăt bestial! Niciodată nu ai prea mult denim! Arăt bine și mă simt și mai bine! Barbie! Nu am cu ce să mă îmbrac! Ce părere ai? Ce elegant! Dar eu tot n-am cu ce să mă îmbrac! Da, asta e o problemă! Cred că nu merg la petrecere! Trebuie să găsesc o soluție! Stai așa! Știu! Aveam soluția în mână! Voi împături fluturașul! Vreau să fac niște pliuri! Exact așa! Toate pliurile trebuie să aibă aceeași dimensiune! Și ăsta se pune lângă restul! Ce urmează? Pot împrumuta asta, ursulețule? Voi face o fundă! E frumoasă, Ken! Nu la fel de frumoasă ca tine! Ce drăguț ești! Ești gata de petrecere? Da! O să fie super! Așteaptă! Barbie, o să întârziem! Ce? Trebuie să mergem! Mergi mai repede, Ken! Ce petrecere grozavă! Chiar am transpirat! Am dansat toată noaptea! Am nevoie de un duș! Bine, fă-ți treaba! Alo? Unde este apa? Poate să ridic asta! Ce bine e! E atât de relaxant! Stai așa! Părul meu e distrus! Azi chiar îmi stă rău părul! De ce a trebuit să se întâmple asta? Poate că merge să-l pieptăn! Merită să încerc! Pe cine păcălesc? E oribil! Bună, Barbie! Ce-i cu zgomotul ăsta? Uite-te la mine, Ken! Un pic de ajutor? Serios? Părul meu? Am vrut un duș cald și atunci am avut parte de cel mai mare coșmar! Arăt groaznic! Acum că ai adus vorba, da, așa e! Știi că nu avem voie să facem duș? Nu mi-a spus nimeni asta! Sunt atât de tristă! Urăsc să o văd pe Barbie supărată! Ce să fac? Florile! Trebuie să o fac să zâmbească! Să înceapă spectacolul! Ce? Chiar credeam că o să meargă! Știu! Ce zici de o baie cu petale de trandafir? Ce romantic, Ken! Dă-mi voie! Wow! E uimitor! Știam că o să-ți placă!
Îmi place mult! Și mie îmi place să te văd zâmbind! Mai multe petale de trandafir? Părul tău arată foarte bine! Mereu știi cum să mă faci să mă simt bine! E timpul să plecăm! Wow! Înapoi! Nu e bine! Cum s-a întâmplat asta? Ar fi putut fi o situație jenantă! Nu merge! Trebuie să mă demachiez! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! N-ar trebui să dureze mult! Voi folosi un șervețel pentru a șterge totul! Voi începe cu fardul de ochi! Bun e! Wow! A funcționat! Acum trec la ruj! Mă bucur că nu am ieșit așa! Ești un câine atât de bun! Ce se întâmplă, Barbie? Îmi retușez machiajul! Nu va dura mult! Ceva e diferit! Monstru! Ce rău ești! E ok, sunt doctor, știu ce să fac! Am nevoie de un echipament specializat! Ești pe mâini bune, Barbie! Ia uite! E atât de mic și drăguț! Ar trebui să mă concentrez! Nu te mișca! Mi-am terminat treaba! Wow, ești un artist! Da, știu! Uită-te la mine! Sunt atât de drăguță! Nu voi mai folosi niciodată așa ceva!